20 de sfaturi despre bani de la Mark Cuban. Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom citi un articol a? interesant. Vom vedea 20 de sfaturi de la miliardarul Mark Cuban. Dacă nu știți cine este, în principal este foarte celebru pentru că apare la Shark Tank. Dacă nu știți ce este Shark Tank, este originalul Imperiul Leilor practic, emisiunea ori este din SUA la bază, se cheamă Shark Tank și acesta este, nu știu dacă, printre primii, dar a fost în juriu foarte multe sezoane și așa mai departe. Este un miliardar, a vândut o companie de tehnologie cu multe miliarde și de atunci tot este investitor și așa mai departe. Și hai să vedem care sunt sfaturile lui. 20 de sfaturi avem despre bani. Numărul 1. Asumați niște riscuri, un sfat destul de bun din punctul ăsta de vedere, dar este legat de sfatul al doilea, care vine așa, dar riscurile să fie cam 10% din cam ce vrei tu să investești, să cheltui per total. Adică cumva asumați niște riscuri, asumați faptul că s-ar putea să pierzi acei bani, dar totuși acel risc nu trebuie să te a, dărâme, să zicem așa, pentru că, bun, dacă îți asumi riscul cu a, toți banii pe care îi ai și nu merge atunci este cam complicat, pentru că mulți nu se pot întoarce după o pierdere semnificativă. Așa că, cumva, trebuie să-ți asumi și niște riscuri, să-ți asumi faptul că s-ar putea să mai pierzi niște bani, dar, totuși, să nu fie atât de puternic încât să te dea prea mult înapoi. Pune și niște bani în bancă și sfat care se leagă, vedem că el are sfaturi din astea, două câte două, practic. Sfatul 3, pune și niște bani în bancă care se leagă de sfatul 4, salvează 6 luni de cheltuieli. Este un sfat pe care vi l-am transmis și eu practic pe acest canal, faptul că este bine să avem, să zicem, deoparte 6 luni din cheltuielile noastre. Dacă tu pentru a supraviețui, să zicem, cheltui 2000 de lei, este bine să ai acolo 12.000 de lei în caz de ceva. Se poate întâmpla să vrei să schimbi jobul, se poate întâmpla să ai, Doamne ferește, un accident sau o problemă mai serioasă, să nu poți să muncești o perioadă și atunci este bine să ai acea, să zicem, acel tampon de bani pentru acele situații de urgență, dar nu îi folosiți pentru a vă cumpăra nou iPhone. Acela ar trebui pus, uitat, lăsat acolo doar în cazul în care chiar există o urgență. Și faptul că sunt reduceri nu este o urgență. Găsește metode de a începe să investești ieftin. Și asta este într-adevăr o idee bună. Pentru că investițiile au fost percepute pentru foarte mult timp pentru oameni care au foarte mulți bani, adică investiții imobiliare. Te gândeai că trebuie să cumperi blocuri sau apartamente sau terenuri sau, nu știu, să cumperi spații comerciale și așa mai departe, cu bani mulți. Dar investițiile pot fi și mici, adică o investiție poate fi considerată cea care ai cumpărat Ethereum de 100 de dolari. Asta nu înseamnă că vei ieși la pensie din acea investiție, dar începi. Este foarte important să prinzi experiență, pentru că dacă te aștepți ca pur și simplu să iei un milion de dolari și să știi ce să faci cu ei și să ai succes, ar putea să te înșeli. Pentru că vedem foarte mulți oameni care, de exemplu, au câștigat au la loto și au pierdut acei bani. Pentru că trebuie și să știi ce să faci cu banii. Dar prin faptul că începi să înveți cu sume mici, te va ajuta foarte mult pe termen lung și îți va crea și un obicei. Adică vei ști, băi, eu încep să investesc constant, vezi că unele merg, unele nu merg riști cu 10%, după cum am zis la primele sfaturi, dar per total obții niște învățături, obții niște skill-uri care te vor ajuta pe termen lung. Un sfat important, sfatul 6. Dacă nu înțelegi pe deplin o investiție, este mai ok să nu o faci, să nu faci nimic. Uh, și aici este acel moment în care parcă simți că pierzi, este acel FOMO, fear of missing out, uh, simți că pierzi o anumită investiție, poate toată lumea vorbește despre ea, dar tu chiar nu înțelegi exact conceptul sau poate ceva nu are logică pentru tine și atunci spui păi, totuși investesc că pe toată lumea a investit. Dar este foarte bine ca să înțelegi, pentru că dacă vei înțelege și spui, băi, am înțeles, mie mi se pare ok. Atunci, da, ești încrezător pe acea investiție, dar dacă nu, după care cel mai probabil îți va părea rău. Cele mai mari pierderi pe care le-am avut, le-am avut exact așa, în investiții pe care nu le-am înțeles pe deplin, dar am investit pentru că mi-a recomandat cineva. Și nu am, să zicem, mi-am luat suficient timp să zic, băi, asta e un pic să înțeleg de ce se întâmplă lucrul ăsta, de ce investiția asta este o investiție bună. Pur și simplu am fost ignorant și am zis că dacă el a zis că e ok, merge mai departe. E ok. Și până la urmă n-a fost ok. De multe ori nu a fost ok. Deci cel mai bine este să-ți faci uh, propriul research. Numărul 7. Nu-ți fă griji de blocaje. Dacă ai, să zicem, întâmpini greutăți și așa mai departe, nu trebuie să fie final de drum. Sfat pe care îl auzim tot timpul. Uh, mai important, în opinia mea, este cum abordezi situația în acel moment pentru că bun, e important, tot timpul vor apărea probleme, tot timpul vor apărea lucruri care te vor trage înapoi, dar este foarte important cum reacționezi și ce înveți din aceste uh, momente. Numărul 8, fă cumpărături în mod inteligent. Spune că dacă reușești să salvezi, să zici, faci cumpărături de 1000 de dolari în total și reușești să salvezi chiar și 15%, sunt bani care în timp se adună uh, și te ajută. Uh, Automat, e genul ăla de sfat să cumperi când sunt reduceri, să nu iei, nu știu, cele mai scumpe lucruri, să nu iei foarte multe branduri foarte scumpe, chestii să nu iei lucruri de care nu ai nevoie, să nu cumperi emoțional, chestii genul ăsta care te ajută să, să zicem, economisești niște bani pe termen lung. 9. Foarte rar să iei sfaturi de investiții de la altcineva. Practic, el este adeptul research-ului propriu. Adică poți să iei, cum am zis mai devreme e o recomandare, îți spune cineva, băi, investește în Starbucks, de exemplu, și tu spui, ok, bine, gata, cumpăr. Nu, ok, am să iau în considerare faptul că mi-ai zis de Starbucks și mi a adus în atenție această investiție și apoi te apuci să-ți faci propriul research și dacă consideri că Starbucks, de exemplu, este o investiție bună, atunci dă înainte. Dar nu merge doar prin faptul că ți-a recomandat cineva să faci o investiție. Numărul 10, sfatul lui, mergi la cea mai ieftină școală posibilă. Uh, practic, nu, pe scurt, nu crede în învățământ. Asta este în special valabil în SUA, pentru că la noi majoritatea au ori același preț relativ, ori sunt de stat și nu plătești mare lucru. Dar, în schimb, în SUA, facultățile sunt foarte, foarte scumpe și ideea este că vei reuși să înveți foarte multe lucruri pe cont propriu, iar pur și simplu facultatea nu te va ajuta cu foarte multe lucruri, în special dacă este foarte scumpă, pentru că la ei ai rămâi cu acele datorii, pentru că majoritatea nu își permit să plătească acea facultate, iau un împrumut, un student loan, un împrumut pentru student și rămâi cu el mult și bine după ce termini facultatea, trebuie să tot achiți la facultate și în momentul în care ai un anumit salariu începe să-ți se oprească din salariu și așa mai departe. Uh, și ideea este să scapi cât mai repede de această îndatorire. 11. Ai disciplină în cheltuieli. Asta se leagă exact cu cealaltă cu fi smart shopper. Practic disciplina nu cheltui mai mult decât îți permis, nu lua lucruri care nu trebuie și așa mai departe. Uh, ușor de spus, greu de făcut pentru foarte mult. Uh, 12 de fapt. Dacă ai carduri de credit credit achitele cât mai repede și dacă nu o ai cel mai bine ar fi să nu folosești niciodată. Un sfat cu care sunt total de acord, dacă ai card de credit înseamnă că lucruri pe care vrei să-l folosești, vrei să-l cumperi, nu-ți-l permiți, dacă trebuie să iei din credit și nu sunt de acord cu împrumuturile pentru să zicem mofturi. Bun, poți să faci un împrumut, să zicem, să-ți iei o casă, pentru că așa este situația economică, sau să-ți iei o mașină, dacă rentează și dacă te ajută și dacă chiar îți trebuie și trebuie să o folosești, dar, nu știu, să faci un împrumut pentru a-ți lua un nou model de telefon sau chestii genul ăsta, nu este economic inteligent. Numărul 13 dacă ai datorii, achitele înainte să te apuci de orice altă investiție. Aici este vorba de eficiența banilor. Dacă tu ai, să zicem, un credit la care plătești 7% dobândă, dar ai poți să faci tu o investiție care să ți aducă 3% profit, atunci automat mai bine plătești creditul pentru că plătești acea dobândă de, de 7% și ai scutit practic 7%. Dar, dacă ai un credit cu 5% dobândă și ai o investiție care are potențial de 15%, și se poate aduce 15%, atunci poate este mai inteligent să faci investiția, doar că dobânda -o, o plătești indiferent. Adică aia e clar faptul că vei avea sau nu return la acea investiție este așa și așa, pentru că fiecare investiție are și un anumit grad de risc. S-ar putea să vină, s-ar putea să nu vină, dar dobânda o vei plăti indiferent. Deci uneori poate fi, mai ales dacă ești începător, poate fi o idee mai bună, pur și simplu să-ți achiți ratele mai devreme. 14. Negociază folosind cash. De foarte multe ori funcționează faptul că dacă ai bani, oamenii să accepte mai puțin, numai prin faptul că se termină tranzacția foarte repede, lucru pe care îl vedem des și la mașini, și la apartamente și așa mai departe, decât să zici, Cineva să-ți accepte uh, un apartament cumpărat prin prima casă, unde durează tot procesul vreo 3 luni, cel mai probabil va veni cineva, va da cu 5.000 mai, mai puțin, și spune, uite, îți dau cash astăzi, banc și am încheiat tranzacția, pa, la revedere, proprietarul, dacă are un apartament de 80.000, eu zic, ok, mi a dat mai puțin, dar măcar am terminat azi, mă duc și îmi văd de viață în continuare. Unii vor accepta și varianta cealaltă doar să aștepte, dar de multe ori câștigi dacă ai cash la dispoziție cu care să negociezi. Numărul 15, cărțile sunt tot timpul o investiție foarte bună. Aici sunt de acord, nu este nimic de dezbătut, cât mai multe, cât mai bine dar din domenii bune. Adică, bun, nu zic că nu ar fi rău să citești, nu știu, povești erotice sau din astea, dar nu foarte productive. Deci, cărți cum ar veni practice, cu siguranță ai de învățat din fiecare. Numărul 16. Ține discuțiile despre bani uh, pentru tine. Practic, nu vorbi cu, despre bani cu altcineva. Uh, aici contează foarte mult ce prieteni ai. Adică, sunt oameni cu care poți vorbi despre bani, să nu fie o problemă, dar oameni care de regulă sunt pe aceeași mentalitate cu tine, oameni care sunt greu de găsit, dar. Pentru majoritatea cel mai bine ar fi uh, să nu discuți despre bani. 17. Nu te panica în momentul în care piața are fluctuații. Pentru că există, în primul rând, știri, există, aici vorbim și despre bursă și despre economia în general, există știri, există uh, această presă tot timpul care vine război. se întâmplă nu știu ce, inflația e prea mare, se devalorizează banii, tot timpul este o criză momentan și trebuie să acționezi uh, acum dar de regulă lucrurile în economie nu se întâmplă acum. Adică dacă este să se devalorizeze ceva, nu se devalorizează astăzi, se devalorizează treptat. Dacă este să se întâmple ceva, de regulă se întâmplă treptat. Deci nu acționa emoțional practic în baza știrilor. 18. evită să iei uh, bani pentru business. Practic asta vreau să spun aici. Uh, el se merge pe ideea că dacă începi să-ți dai părți din business la investitori, la bănci, la diversi, pentru a uh, aduna fonduri, practic nu mai ești tu nu mai controlezi tu businessul ă, și este o problemă. Lucru care, oricum, situația în care se află foarte puțini oameni, adică foarte puțini oameni ajung în punctul în care cer finanțare pentru businessul lor ă, la nivelul ăsta, să iei investitori sau așa mai departe, dar majoritatea, să zicem, au un business mic, poate au un împrumut de la familie și așa mai departe, dar ideea lui era să fii cât mai independent posibil în business pentru a putea avea propriile decizii și pentru a avea singur planuri și claritatea în ce direcție vrei să mergi. Pentru că dacă tu, să zicem, ai un plan și vrei să scalezi o anumită idee și apoi vine investitorul și spune da, da, eu trebuie să-mi iau banii acum până să calezi tu ideea, e altă discuție. Și atunci se întrerupe un proces care de altfel ar fi putut duce la rezultate foarte bune. 19. Folosește-ți banii pentru a cumpăra timp. Lucru pe care l-am auzit prima dată la... Patrick B. David, care are canal de YouTube Valuetainment, un canal foarte bun de altfel. Acum nu mai este ce a fost odată pe partea de antreprenori, dar în continuare un canal bun. Ideea este că practic te folosești de banii pe care ai făcut la un moment dat pentru a achita pentru anumite lucruri pe care le poți face, dar pur și simplu vrei să scutești timp. Cum ar fi, nu știu, să te duci la spălătorie, să te duci la vulcanizare, să te duci nu știu unde să lași niște acte. Pur și simplu începi să plătești pentru astfel de lucruri, să trimiți oameni în direcțiile astea pentru a scuti timp, ori pentru a folosi acel timp pentru a face ceva mai productiv, ori pentru a, de exemplu, să-ți petrești timp cu familia sau chestii genul ăsta. Ajungi la 45 de ani și ești, să zicem, înstărit financiar și ai o libertate financiară, nu ai să te mai duci să stai la service 3 ore, de exemplu, să-ți facă schimbul de ulei hai să stai cu familia cele trei ore și va face altcineva schimbul de ulei. Asta este principiul din spatele uh, acestui sfat. Sfatul 20, care este ciudat pentru că se contrazice cumva cu altul, cu altul. Un sfat de mai de urmă. Dacă ai datorii și ratele sunt mici, făi o refinanțare. Ei merg pe ideea că tu dacă ai, să zicem, o dobândă foarte mică la credit, ai 3%, 4% și inflația este de 5%, banii se valorizează oricum. Adică faptul că iei niște bani de la bancă și dacă ai putea refinanța, să spunem că ai un credit de 30 de ani și au trecut 10 ani și ai mai putea lua acea diferență înapoi, poți să faci o refinanțare, să-ți dea în continuare niște bani, și să prelungești din nou creditul pe 30 de ani. Practic, rata pe care tu o ai de achitat este aceeași, nu s-a schimbat cu nimic, dar ai primit un plus de bani, bani care oricum se, va, se vor devaloriza în timp și în momentul în care îi vei achita, nu vor mai avea aceeași valoare. Un plan care poate fi într-adevăr bun, dar în România trebuie să fie atent pentru că în România nu prea sunt ratele, dobânzile mici. În SUA am mai văzut credite cu dobânzi de 1% sau de 2%, lucru care acum nu se mai întâmplă, dar au fost. Atunci da, dar dacă la noi, să zicem, te duci în 7% sau 8%, poate să refinanțezi, să slungești creditul, nu este chiar o idee foarte bună. Și cam acestea au fost sfaturile lui Mark Cuban. Sper că v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și noi ne vom vedea la video următor. Pa!